Complexul Aqua Land din Deva este unul dintre punctele de atracție ale reședinței de județ. Aflat în administrarea Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală, SPIGM Deva, complexul Aqua Land a fost închis din nou, la fel ca și în perioada trecută, din cauza ratei crescute de infectare cu COVID-19 care se înregistrează în urbea de la poalele cetății. Din păcate, a trebuit din nou să închidem porțile Aqua Land-ului. După atâtea luni în care oamenii și-au dorit și știu că tot întrebau lungă, când deschideți, când redeschideți. A fost o perioadă destul de lungă în care porțile Aqua Land-ului au fost închise. Am redeschis Aqua Land-ul după foarte multe insistențe, dar tot din cauza pandemiei nu am deschis complexul Aqua Land. După 4 luni jumate, 5 luni, iată că din nou a venit pandemia peste noi și a trebuit să închidem porțile Aqua Land-ului pe o perioadă pe care noi nu o știm. Nu am dorit acest lucru, dar din cauza numărului mare de îmbolnăviri la noi în municipiu și în județul Hunedoara, am fost nevoiți pentru a închide din nou porțile Aqua Land-ului. Invitat miercuri în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1TV Deva, Irinel Faur, directorul SPIGM, și-a exprimat speranța ca numărul de îmbolnăviri să scadă, astfel încât să se redeschidă Aqua Land-ul, dar și ca patinoarul artificial care ar trebui să fie montat în parcul cetății să poată fi frecventat. Conform lui Irinel Faur, pentru ca acest lucru să se întâmple, ar trebui ca incidența de îmbolnăviri cu COVID-19 din municipiul Deva să fie sub 6 la 1000 de locuitori. Ne dorim foarte mult ca acest val să se termine în cel mai scurt timp, ca noi să putem să redeschidem din nou Aqua Land-ul. Practic ar trebui să fie sub cât la mii de cazuri, câte cazuri la mii de locuitori? 6, cred că, din câte știu eu. Pentru a redeschide din nou porțile Aqua Land-ului, pentru a avea patinoar în municipiul nostru, pentru că este cu semnul întrebării. Anul trecut nu am avut, tocmai din acest motiv. Chiar dacă au fost solicitări în acest sens, nu am putut să aducem, pentru că sunt și niște costuri destul de ridicate pentru a avea patinoar. Numărul celor care aveau acces pe patinoare era unul destul de redus, astfel încât nu s-ar fi justificat. Sperăm că până la perioada în care am putea să avem patinoar sau la sărbătorile de iarnă, numărul celor infectați să fie tot mai mic, ca noi să putem să readucem patinoarul la Deva și să redeschidem porțile Aqua Land-ului. În prezent, rata de infectare cu COVID-19 în reședința de județ este de peste 9 la 1000 de locuitori, fiind cea mai crescută incidență înregistrată în rândul localităților urbane hunedorene, în Deva înregistrându-se și cel mai mare număr de persoane infectate cu SARS-CoV-2, dar și cel mai mare număr de vaccinați.